Acțiunile de furt sunt tot mai dese în județul Mehedinți. Patru tineri din comuna de Vesel, cu vârste cuprinse între 14 și 25 de ani, au complotat pentru a fura catalizatorul unui autoturism. Organele competente au acționat prompt, prinzându-i pe aceștia în flagrant. În dimineața zilei de 20 februarie, patrula mixtă, formată dintr-un polițist al secției Poliție Rurală Șimian și un jandarm, a surprins în flagrant delict în localitatea de Vesel un tânăr de 14 ani și un bărbat de 24, ambii din comuna de Vesel, în timp ce sustrăgeau catalizatorul unui autoturism, autovehicul pe care l-au sustras în aceeași noapte. Din cercetări s-a stabilit faptul că la comiterea faptei au participat alte două persoane, un tânăr de 15 ani și un bărbat de 25 de ani. La comiterea faptei au participat alte două persoane, un tânăr de 15 ani și un bărbat de 24 de ani. Ulterior, polițiștii au stabilit că cei doi tineri de 14, respectiv 15 ani, au sustras în aceeași noapte de la locuința proprietarului autoturismului două biciclete și o drujbă, distrugând totodată și două televizoare. Față de bărbații de 24, respectiv 25 de ani, a fost luată măsura reținerii pentru 24 de ore, urmând să fie prezentați cu propunere de luare a unei alte măsuri preventive. Se continuă cercetările sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt calificat în formă continuată, conducerea unui vehicul fără permis de conducere și distrugere.